Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem trei oameni, trei băieți aici și avem un, cum se zice, un tânăr. Un tânăr invitat, da. Știi că la un moment dat așa zicea, alături de noi, un tânăr. De obicei era vorba despre sportiv când se zicea de un tânăr. Andrei Bănuță! Vreau să zic eu cu vocea mea, dar sunt un pic răgușit. Doamnelor și domnilor, în această dimineață la Radio Impuls și la Canal de 2. Andrei Bănuță! Doamne, dacă aveam și public să scandeze, bună dimineața! Da, a fost o perioadă, am mai povestit, Andrei, am fost și o perioadă sharing announcer, știi? Interesant așa, adică tot din voce, tot ce se face, se face din voce. Ce faci, cum ești? Bine ai venit încă o dată. Bine v-am găsit, să știi că și la noi tot cam așa e, tot ce se face, se face din voce. Da, eu n-am voce pentru muzică, știi bine, adică sunt zero. Oh, zero barat. Unii oameni trebuie să vorbească așa de frumos cum o faceți voi și unii oameni trebuie să cânte... Așa de frumos, precum o faci tu. Da, n-am vrut să duc asta într-acolo neapărat, însă mulțumesc. Așa a ieșit. Și așa e. 23 de ani din eforie. Din eforie sud. Este... A se menționa. Chiar am vrut să te întreb, din eforie nord sau sud? Nu, din eforie sud, e la care nu merge foarte multă lume sau nu mergea până acum. Eu merg fiindcă am o prietenă acolo și tot timpul o vizitez. Bine, ea stă în București, dar este deloc de acolo. Mm-hmm. Am cazare la eforie sud de fiecare dată când vreau. În eforie, vrei să... știu pe acolo, dar am zis după. Îți zic numele de familie. Da, știi cum este în eforie când zici am o prietenă din eforie. Cum o cheamă? Uite așa. Păi noi suntem... cum să nu o știu? Noi suntem 20 de locali nici toți, adică. Și îmi place că în eforie sud este locul ăla, este golful la unde vezi lebedele, da, când e frig. Capul Turcului se cheamă. Așa, Capul Turcului, Capul Turcului, da, e în capătul falezei noastre. E o stațiune foarte frumoasă și să știi că multă lume care a venit acolo mi-a zis că este cea mai bogată în verdeață stațiune care există. La noi, într-adevăr, sunt foarte mulți copaci, foarte multă verdeață și acum au mărit plaja. Dacă vedeți, zici că suntem în Miami la Eforie Sud. Auzi, asta vreau să te întreb. Cu... Nu care tătuțul patiserie și vă zic să veniți ca să facem și noi de pâine, dar... Nu, eu voiam să te întreb. E ca atunci când am fost eu ultima oară, adică cu 25 de ani, aș vrea să pot să spun doar că acum 25 de ani mai aveam un an jumate. Știu, și mă de-aia am întrebat. Și mai mult decât atât era cât pe ce să fii Rudy. Nu? Mamă, de unde știi asta? Este adevărat sau nu e adevărat? Da, este, este. Deci pe tine trebuia să te cheme Ilie Rudolf Bănuță, nu? Da. Valentino. Și cu puțin noroc și Vasile, pentru că pe bunicul din partea mamei îl chema Vasile. Pe mine mă cheamă Vasile. Te cheamă Vasile? Da, mă cheamă și Vasile, da. Da, da, pe tine măcar te cheamă... Cum ar veni doar Vasile. Pe mine m-ar fi chemat Ilie Rudolf Vasile. Era rău din orice punct o privei. Și eu era să am un nume de botez. Tata a vrut să-mi zică Basarab. Basarab? Eu și Gara. Vorbesc serios. Da. Deci și a zis mama, nu mare, Basarab Panduru, ce ai? Fost mare fotbalist, Basarab Panduru, deci, ce tata așa a vrut să-mi zică. Și mama a zis să n-aibă totuși nume de gară. Hai să-i schimbăm numele aceea. M-am regăsit în povestea. Și mie mi-au zis să n-am de ren. De Ren. Deci, Rudolf, da, e Renul Rudolf. Este the one. The one, adică, the Ren. Știi cum e, uite că tot zic, când zici Andra, la cine te gândești? La Andra, nu? Nu te mai gândești la altcineva. Într-o, asta e o variantă mult mai puțin particulară. Dacă când zici Rudolf, n-ai cum să nu te gândești decât la Renul ăla. La Ren? Da, era rău. Eu mă gândeam la Rudolf Valentino, ți-am zis. Pac, haine frumos, țac, pac, pac. Da. M-am zis și eu. Noi ăștia care încă mai scriem scrisori lui Moș Crăciun. Exact. Ne gândim la Renul lui sufletele, Moș Crăciun. Sufletele de copil încă se vor gândi la Moș Crăciun. Am înțeles, sunt Hodoroc. Bine, apropo, tu ai crezut în Moș Crăciun? Îi scriai scrisori când erai mic? Nu știu de ce vorbim la timpul trecut. Ok. Nu-mi doresc să vorbim la timpul trecut. Moș Crăciun e o tradiție la care eu țin foarte mult și Crăciun în general. Și pentru motivul ăsta uneori mai sunt eu Moș Crăciun. De cele mai multe ori sunt eu Moș Crăciun acum. Dar Moș Crăciun ăsta există, pentru că Moș Crăciun ăsta e de fapt o stare și dorința de a face o bucurie unor oameni pe care iubești. Deci, da, cred în Moș Crăciun, încă eu cred în Moș Crăciun. Mai ales că era să fii renul lui, nu? Mai ales că principalul ren trebuia să fiu. Dar mulțumim lui Dumnezeu că au fost inspirat și m-au numit Andrei, ca pe trei sferturi din țară, dar m-au numit Andrei. Și foarte bună. Sunt mulțumit și bucuros cu lumea. Inspirați, da.
trei sferturi din țară, da. La mine Vasile nu știu cât e, dar e cam la fel. Nu, lasă liniștit. Că nici tu nu stai departe. Aia zic, stai liniștit. Bine, la mine e al doilea nume, Cosmin Vasile merge, dar oricum, na, asta zic, nu-s departe. Oricum toată lumea de Cosmin te știe pe tine. Da, mă rog, de când am zis aici că mă cheamă și Vasile, știi, acum vreo săptămână, nu știu, în prima săptămână de matinal, au făcut pe ecran Vasile și Gregorio, de-astea, deci nu. Măcar să știm și noi, că îi dăm telefon de... Păi să mă sunați acum. Știi cum până... zic. Da. Apropo, dacă aveți întrebări sau curiozități pentru Andrei Bănuță, este foarte simplu, 0754-222-999. O mică pauză, revenim, avem și o piesă nouă și vorbim mult mai mult, avem și niște provocări super tari. Este provocarea pe care o facem oricum în fiecare dimineață când avem un artist invitat. Un invitat, da. Neața. Rămâneți cu noi. Dimineața pe doi. Non-stop hits. Impulse Radio. Din nou live, prietene, Andrei Bănuță e aici la Radio Impuls și la Canal de 2 cu noua lui piesă. Yes. Nu m-am gândit la despărțire. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Da, fii atent că dacă dai acum și cauți pe Google, prima oară e apar tu cu Andra, știi? Și ca să caut eu, Andra, nu m-am gândit la despărțire, Dan Spătaru, și apare Mamaia 1983. Dar cum? Din 80... cum ați ajuns? Și dacă ai fost atent în videoclipul nostru, pe spatele scenei scrie Mamaia 83. 83, noi ok. Vrei să-ți povestesc cum a început? Păi aia zi-mi, dacă totuși mi se pare, na, Dan Spătaru colosal omul, știi că e și o legendă. Absolut. E o legendă despre el că la festivalul de la Varna a fost aplaudat, e un record absolut, nu mai știu, 40 de minute, toată lumea în picioare. Eu mai știu o poveste cu faptul că nu existau afișe pe vremea aia, auzi, dragul de el. Cred că e cel mai iubit artist de la noi. E unul din cei mai iubiști, da. A tuturor timpurilor. Da, el, Gică Petrescu, sunt câțiva. Pentru că văd asta și în comentariile de la piesa noastră. Așa. Foarte multă lume îl amintește și ăsta a fost și scopul nostru, dar piesa asta de fapt a început pentru că e piesa preferată a lui taică-miu din tinerețe. Serios? Ia uși ce ascultam. Da. Zi povestea. N-am avut onoarea asta, deși mi-aș fi dorit. Sunt mulți oameni pe care mi-aș fi dorit să-i cunosc. Dar mă bucur că, uite, cumva pot să fiu aproape de ei prin piesele astea pe care le aducem din nou în atenția oamenilor. Sunt mulți copii tineri dintre oamenii care mă urmăresc pe mine, care mi-au scris că nu știau piesa asta, pentru că nu normal, face parte din generația normal, lor. Absolut, da, e se firesc. Întâmplă de fiecare dată când se reinterpretează o piesă mai veche, ca piesele alea vechi să revină în trending pe YouTube, pe Shazam, da, și peste tot. Hai zi-mi povestea pe cântecul. Deci eram într-o sesiune, scriam o piesă, scrisese mai multe piese în sesiunea aia, după care la sfârșit a venit asta și împreună cu Alex Bolero, producătorul piesei, ne gândeam ce să facem. Încercam atunci să găsim o armonie, să refacem Până când nu te iubeam. Piesa din folclorul românesc, Până când nu te iubeam. Și nu mergea, nu se pupa ceva și la un moment dat am început să cântăm asta. Să cântăm Nu m-am gândit la despărțire și în momentul ăla am simțit și eu și Alex că e exact ce trebuie piesa asta și că lucrurile, că ar fi frumos să o facem. Și mai mult decât atât, ce nu știți voi este că eu înainte de piesa asta cu Andra, să fie piesa cu Andra, piesa asta era doar cu mine singur. Avea videoclip și anul trecut, pe data de 16 sau 17 mai, trebuia să fie lansată. Și cu două zile înainte de lansare a auzit-o Andra și a zis, stați puțin. Da, stop un pic. Vai, cât de bun e asta. Cu clipul vostru, cu tot, stați un pic. Stați așa, și eu. Vreau și eu. Și mi-am dorit mult o piesă cu ea și sunt foarte fericit și recunoscător pentru cântecul ăsta. Și pentru că e piesa preferată al taică-miu și pentru că e cântată cu Andra și pentru că e primit așa de oameni și că am reușit să aduc cumva la oaltă niște generații care nu știu dacă aveau foarte multă treabă, pentru că vă dați seama că taică-mea are 74 de ani, maică-mea nici ea prea tânără, cum ar veni, vă dați seama că n-am crescut cu Biugi Mafia, eu am crescut cu muzică din asta. Ce tare! Da. Și când eram foarte mic, cu Aurelian Andreescu, cu Dan Spătaru, că uite, că mi-a zis multă lume acolo că tu nici măcar nu erai născut. Păi da! Nu eram nici măcar în proiectului de naștere. Da, însă... asta ai ascultat când erai mic, da. Așadar, avem o super piesă, Andrei Bănuță și eu avem pe Andra și eu zic că este momentul ăla în care dăm drumul să cânte muzica și să revenim imediat la Radio Impuls și Canal de 2, dimineața pe 2, pe 3, Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impuls Radio.
Normal. E o piesă culinară, oameni buni, să știți. Toată lumea, n-a înțeles nimeni că asta e o piesă culinară, de fapt. Uite-ți două mesaje, felicitări Andrei Băruță și Andra. Nota 10, e mulțumim, superbă melodia. Mi-a amintit de tinerețe. Cred că scrie cineva de seama mea sau mă rog. Noi ne bucurăm pentru toată lumea care ascultă și ne bucurăm pentru oamenii care trăiesc nostalgie prin piesa asta, pentru că eu am văzut reacția lui taică-miu când a văzut clipul ăsta și a văzut, dacă nu ați reușit să vedeți videoclipul, intrați pe canalul de YouTube Andra și uitați-vă acolo, pentru că noi am încercat cât am putut, ce am știut noi împreună cu Roman Burlaca, un regizor senzațional, să recreăm exact scena din 1983 de la festivalul Mamaia. Într-adevăr, cu noi interpreți, dar oamenii din public erau îmbrăcați exact ca atunci, Andra era aranjată ca atunci, eu... Vă întrebați ce caut blond în clip dacă am fost toată viața mea brunet. A venit clipul ăsta într-un moment în care eu am făcut un challenge împreună cu Ramon, cu băiatul care mă tunde, cu frizerul meu, și m-am vopsit așa blond. Și după m-a sunat Andra și a zis: alo, ce faci? Zic: bine, uite, mă vopsesc. Și ce prost, filmăm. Și a trebuit să filmez așa, dar... Tu și cu Hagi, cu Popescu, cu Dan Pentescu, da. Și aia s-au făcut blond. Din ce an? Că nu cred că 96, nu mai țin minte, cred că 96 sau 98. Noroc cu Adina Buzatu că m-a ajutat să arăt totuși din vremurile alea, măcar din punctul de vedere al vestimentației. Să o salutăm și pe Adina, că n-am m-am mai întâlnit în ultima perioadă. Am mai dat nasemnați pe la sală, că merge, se are grijă de ea. Bine. Apropo, Andrei, faci vreun sport? Da, fac sport, fac sală. Mă duc la sală de vreo 5 ori pe săptămână. Încerc să... Mi-o ard sănătos, ca să mă exprim așa. Mănânci sănătos? Aici nu vreau să discutăm treaba asta. Mănânc sănătos, păi, sunt dacă ofticios. Mergi de 5 ori, dacă mergi de 5 ori nu, la merg, sală... merg și sunt conștiincios din punctul ăsta de vedere. Mi-aș dori să pot sala fără somn și fără alimentație. Nu e atât de importantă, nu e atât de... Eficientă. Eficientă, exact, ăsta e cuvântul. Și îmi pare rău pe de-o parte, dar pe de alta îmi place să pap foarte multe chestii. Îmi place să pap tot ce e rău. Cartofi prăjiți cu brânză rasă. Îmi place să pap. Dar cine a zis că e rău? Musaca, e bun. Îmi place să pap șnițele, îmi place să pap prăjel. Fii atent, o mâncare specifică din zonă de acolo, de la Eforie. Ce face? Ce face tata? Șuberec? Șuberec avem la patiserie. Șuberec, gogoși, covrici. Măi, să vii, deci dacă n-ai, în viața ta n-ai mâncat și nu ai lutată, dar avem pătrucoica de la Tuzla, patisera noastră, care nu vrei să știi ce mână are, la plăcinte, la dobrogene, la astea. Deci îmi plouă în gură. Eu... Și mie termină cu prostiile astea. Am început cu discuția asta despre mâncare. Și eu să leu pe bune. Și eu la fel, și eu la fel. Mulțumim foarte mult, Andrei Bănuță, te mai așteptăm pe la noi data viitoare. Vom și cânta live. Avem aici un colțișor în care se va și cânta. Da, aici o să fie. Venim cu mare drag, oricând nouă ne place să cântăm. La fix o așteptăm, de fapt, un pic mai devreme de fix pe Nadina Zisu să cânte știrile. Să știți că și Nadina cântă foarte, foarte bine. Într-o dimineață o să facem chestia asta. Iar, Andrei, te pupăm. Aștept să ne întâlnim oricum pe social media și ne întâlnim acolo, te vedem. Aștept și piesa asta nouă, că ai zis că mai pregătești ceva. Aoleu, când apare? Zim, când o scoți? Cred că mai lăsăm cam o lună piesa asta, dar următoarea pe care o lansăm o să fie o surpriză din toate punctele de vedere. Aia e, pe aia o aștept. Deci iară vii la noi, ce bine, iară vii. Doamne ajută să mă primiți ca asta nouă. Mulțumim, rămânem aici în dimineața pe 2 cu Grig și Cernat. Doamne și ajută. Andrei și Nadina și toată lumea. This is Impulse Radio.